numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, bine ați venit și în această duminică la întâlnirea cu Hristos, Cel care vine în mijlocul nostru, pe care îl vom asculta atunci când ne adresează cuvântul Său și pe care îl vom primi în sufletul nostru, în inimile noastre, în momentul Sfintei Împărtășanii. Tocmai în centrul atenției, în centrul reflecției de astăzi este cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt pe care cei din prima lectură de astăzi, cum vom auzi, l-au ascultat ori în șir, l-au ascultat mișcați, l-au ascultat plângând. Și noi trebuie să dăm atenție cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește tuturor și fiecăruia în parte. Îi cerem iertare lui Dumnezeu acum pentru toate păcatele noastre și îi cerem să ne dea lumina necesară pentru a înțelege cuvântul Său. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește viața noastră după voința Ta, pentru ca în numele Fiului Tău prea iubit să ne învrednicim a fi tot mai bogați în fapte bune, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea lui Nehemia. În zilele acelea, preotul Ezdra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei care puteau să o înțeleagă ca să o asculte. Era ziua întâi a lunii a șaptea. Ezdra a citit din ea când s-a luminat, până la amiază, în piața care este înaintea porții apelor, în fața bărbaților, a femeilor și a celor care puteau să înțeleagă. Urechile întregului popor erau îndreptate spre cartea legii. Ezdra, scribul, stătea pe o platformă de lemn pe care o făcuseră pentru această ocazie. Ezdra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci era mai sus decât tot poporul. Când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat în picioare. Ezdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare, iar tot poporul a răspuns ridicând mâinile, amin, amin. Apoi s-au plecat cu fața la pământ și s-au prosternat înaintea Domnului. Ei citeau fragmente din Cartea Legii lui Dumnezeu, le dădeau sensul și explicau ceea ce citeau. Guvernatorul Nehemia, preotul și scribul Ezdra și leviții care explicau poporului au zis întregului popor: ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru. Nu jeliți și nu plângeți, căci tot poporul plângea în timp ce asculta cuvintele legii. Ei le-au zis: mergeți și mâncați mâncăruri grase și beți vinuri dulci. Trimiteți porții celor care nu și-au pregătit nimic, pentru că este sfântă ziua aceasta pentru Domnul vostru. Nu fiți triști, pentru că bucuria Domnului este forța voastră. Cuvântul Domnului. Cuvintele Tale, Doamne, sunt duh și viață. Legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată, îl face înțelept pe cel neștiutor. Rânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Plângeți
plăcute să-ți fie cuvintele gurii mele și gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta. Doamne, stânca mea și răscumpărătorul meu. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, așa cum trupul este unul și are multe membre, iar toate membrele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Hristos. Căci noi toți am fost botezați într-un singur duh, spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur duh. Trupul nu este un singur membru, ci mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, oare pentru aceasta nu este din trup? Și dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, oare pentru aceasta nu este din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum însă Dumnezeu a pus membre în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit. Deci, dacă toate ar fi un singur membru, unde ar fi trupul? Acum însă, deși sunt multe membre, există un singur trup. Ochiul nu poate să spună mâinii, nu am nevoie de tine. Și nici capul nu poate să spună picioarelor, nu am nevoie de voi. Ba cu atât mai mult, membrele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare și pe cele care par a fi fără cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste și pe cele ale noastre de care ne rușinăm, sunt tratate cu mai multă cuvință, în timp ce membrele cele cuvincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul, încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, ca să nu fie dezbinare în trup, ci membrele să se îngrijească la fel unele de altele. Dacă suferă un membru, toate membrele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un membru, toate se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și membru fiecare în parte, și cei pe care Dumnezeu i-a pus în biserică sunt mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au purtat minunile, apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor? Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează? Cuvântul Domnului. Este asupra mea, pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună, m-a trimis să proclam celor captive liberarea, spune Domnul.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au transmis cei care de la început au fost martori oculari și au devenit slujitori ai cuvântului, după ce am cercetat toate de la început cu grijă, m-am gândit să ți le scriu și eu în mod sistematic, prea bunule Teofil, ca să te convingi de temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Iisus s-a întors în Galileea cu puterea Duhului și faima Lui s-a răspândit în toate împrejurimile, iar El învăța în sinagogile lor și era glorificat de toți. A venit la Nazaret, unde fusese crescut și a intrat în sinagogă, după obiceiul Lui, în zi de sâmbătă, și s-a ridicat ca să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia și, deschizând cartea, a găsit locul în care este scris: Duhul Domnului este asupra mea, pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună, m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți, să vestesc un an de bunăvoință al Domnului. Apoi, întinzând cartea și dându-o înapoi slujitorului, s-a așezat. Ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți spre el. A început apoi să le vorbească: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre. Cuvântul Domnului. Cernici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși! De cele mai multe ori când ne întâlnim cu cineva pe care nu l-am mai văzut de mult timp, așteptăm să ne dea câte o veste. Sau poate fi cazul în care avem membri ai familiei, ori prieteni sau cunoscuți care sunt plecați departe și așteptăm vești din partea lor. Este un lucru foarte bun a ține legătura cu ceilalți și a ști că sunt bine. Este foarte plăcut să primim veștile bune. Observăm astăzi că sunt foarte mulți care încearcă să ne vestească câte ceva și să ne facă viața mai frumoasă, mai confortabilă, fără a depune prea mult efort. Tehnologia IT ne vestește că a apărut pe piață ultimul model de telefon, care, bineînțeles, poate facilita dialogul și are nenumărate opțiuni. Reclamele la televizor ne arată cum putem trăi mai bine, mai confortabil, fără a depune efort, în cazul în care vom cumpăra produsul sugerat de ei. Pericolul este ca să devenim dependenți de aceste produse de pe piață, să ascultăm mereu doar aceste vești și să nu ne putem dezlipi inima de acestea. Dar astăzi la liturghie nu primim astfel de vești. Astăzi primim o altfel de veste. Este vestea cea bună a venirii lui Iisus și a mântuirii sale, care ne aduce fericire și o libertate deplină. Duhul Domnului este asupra mea. Pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună. M-a trimis să proclam celor captive liberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți, să vestesc un an de bunăvoință al Domnului. Astăzi s-a împlinit Scriptura. Iisus nu a venit ca să citească Biblia. Iisus a venit ca să o împlinească. Este un astăzi care face referință la situația noastră actuală, la situația noastră personală și comunitară.
astăzi trebuie să se împlinească tot ceea ce cuprinde vestea cea bună. Cuvintele și faptele noastre să nu fie despărțite. Ele formează un tot unitar care ne arată cine și ce suntem noi. Astăzi, aici și acum, Iisus ne aduce vestea cea bună. Dar în ce constă această veste? Este eliberarea celor care au rămas cu inima împietrită din cauza păcatelor lor, celor orbi, recăpătarea vederii, pentru a nu privi doar la propria persoană, ci a-și îndrepta privirea spre Dumnezeu și spre celelalte persoane din jur. Libertatea celor asupriți din cauza diferențelor și a nedreptăților sociale care întunecă și nu mai fac posibilă vederea lui Dumnezeu. Și, într-o măsură sau alta, cu toții ne putem încadra într-una dintre aceste categorii. Evanghelia de astăzi se adresează unui anume Teofil. Cine este el? Avem prea puține date despre această persoană, dar un lucru îl știm sigur. Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu. Așadar, Evanghelia de astăzi se adresează tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dragi iubitori de Dumnezeu, cu toții suntem chemați astăzi să ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, ascultând cuvântul Său, primindu-L și practicându-L. Să învățăm să dăm mărturie despre credința noastră prin cuvintele și faptele noastre. Se povestește că un preot a fost desemnat ca și ghid în timpul al Maicii Tereza de Calcuta, în timpul vizitei ei în Australia. Entuziasmat de această oportunitate de a sta lângă această mare femeie, preotul visa că va învăța foarte multe lucruri de la ea. Dar contextul a făcut ca Maica Tereza de Calcuta să fie solicitată din toate părțile și nu a putut să converseze prea mult cu acest preot. După ce și-a terminat vizita acolo și urma să se îndrepte spre Noua Guinee, preotul i-a zis Maicii Tereza: dacă îmi plătesc biletul de avion, pot să vă însoțesc în această călătorie și astfel, stând în compania dumneavoastră, să mai pot învăța câte ceva din sfaturile pe care mi le veți da? Maica Tereza i-a răspuns: dacă ai bani pentru această călătorie, donează-i săracilor și vei învăța mult mai multe decât aș putea să te învăț eu. Dragi iubitori de Dumnezeu, fericita Tereza de Calcuta a înțeles ministerul lui Iisus și l-a însușit și l-a practicat. Ea a predicat prin exemplul ei de viață, la fel și noi. Predica noastră este viața noastră. Nu avem nevoie de un microfon și de un amvon pentru a putea predica. Cu toții suntem predicatori. Prezența noastră în biserică arată credința noastră și dorința noastră de a trăi așa cum a trăit Iisus Hristos. Abundă lumea de predicatori, însă sunt puțini aceia care împlinesc Sfânta Scriptură. Când cineva vine la biserică și să se unească în credință cu frații săi, în acel moment el predică. În fiecare decizie a sa, prin fiecare hotărâre a sa, prin fiecare activitate a sa, un om predică. Este mult mai plăcută o predică pe care o vedem decât una pe care o ascultăm. Este mult mai eficientă o predică printr-un exemplu decât o predică ascultată. De ce? Pentru că ochiul este un elev mult mai bun decât urechea. Și exemplul dat este mult mai eficient decât un sfat pe care îl dăm.
Dar totuși ambele sunt necesare, predica prin exemplul de viață și predica ascultată. Sau mai concret, predica care intră prin ochii noștri și cea care intră prin urechile noastre. Dar apare o întrebare. Eu ce trebuie să fac ca să dau un bun exemplu? Sau cum pot predica eu? Fiecare credincios este chemat să se angajeze și să participe la viața bisericii prin modul lui de a fi și de a acționa. Este exact ceea ce ne spune Sfântul Paul în cea de-a doua lectură de astăzi. Ca membre ale aceluiași trup, suntem chemați să participăm la viața bisericii. Este o unitate în diversitate. Noi nu putem fi creștini doar în mod individual, ci în biserică, într-un mod comunitar. Un instrument nu sună atât de frumos atunci când cântă solo, cât mai mult atunci când se unește în cântare cu celelalte instrumente ale unei orchestre. Este un sunet mult mai plăcut, mult mai adevărat. La fel și noi suntem chemați să făcând parte din biserică, nu putem fi creștini doar de unul singur, ci în unire cu toate membrele bisericii. Și după cum am spus, o unitate în diversitate. Fiecare împlinindu-ne rolul nostru, carisma noastră și darul nostru pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dragi iubitori de Dumnezeu, astăzi să încercăm să ducem această veste bună celor care nu au auzit-o, celor care au nevoie de ea. Să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a făcut cunoscută voința sa și să-i cerem harul de a ne ajuta să o punem în practică în viața noastră de zi cu zi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Iubiți frați, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care vine între noi ca să ne scoată din întunericul păcatului
și să ne dăruiască lumina adevărului și harul iubirii. Doamne Iisuse Hristoase, care ne chem pe toți la împărăția Ta, sfințește-ne contenit Sfânta Biserică, pentru ca ea să răspândească pe tot pământul lumina învățăturii Tale. Tăruiește tuturor oamenilor harul convertirii, pentru ca, eliberați de păcat și de dorințe pământești, să caute împărăția Ta și dreptatea ei. Fă ca toate popoarele să înțeleagă că numai Tu le poți aduce pacea și dreptatea adevărată. Vindecă-i pe cei bolnavi, dă-le hrană celor înfometați, eliberează-i pe cei asupriți și îndepărtează primejdiile ce ne amenință. Dă-ne harul ca, după exemplul Preacuratei Fecioare Maria, să primim cu suflet deschis cuvântul Tău și să-L împlinim, în așa fel încât viața noastră să fie mărturie a iubirii Tale față de toți oamenii. Învrednicește-ne să Te primim cu credință și iubire când vii la noi în Sfintele Taine și astfel să așteptăm cu încredere venirea Ta glorioasă. Cheamă-i pe cei răposați să se bucure de lumina și de iubirea Ta. Doamne Iisuse Hristoase, lumina prezenței Tale să împrăștie întunericul nostru și să ne facă vrednici de a primi darurile Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Să ne rugăm împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunăvoință și sfințește darurile noastre, ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i
mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi recunoaștem măreția ta în tot ceea ce ai făcut pentru noi. Cu puterea ta dumnezeiască ai venit într ajutorul slăbiciunii omenești, trimițându-L pe Fiul Tău ca să ia asupra Sa păcatele lumii. Prin El, care este noul Adam, ai răscumpărat omenirea decăzută și prin moartea Lui ne-ai făcut părtași ai vieții Tale nemuritoare. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți,
pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să spunem: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele noastre și ale lumii întregi. Fericiți sunt cei care îl primesc în inima și în viața lor. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, fă te rugăm ca noi care am primit harul tău dătător de viață, să fim întotdeauna mândri de darul primit, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Credincioși, imediat după această sfântă liturghie, în aula fericitul Anton Durcovici de la subsolul catedralei, Congregația Surorile Providenței organizează un moment de sensibilizare și conștientizare a fenomenului violenței domestice. Domnul conferențian universitar dr. Gheorghe Ilie Fârte va susține conferința cu titlul Violența domestică, factor important de excluziune și marginalizare socială. Pot participa toți cei interesați. Mâine, 25 ianuarie, se va încheia octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Ca și în anii precedenți, celebrarea din ultima zi are loc la ora 17 în catedrala noastră. Vă invităm să participați în număr cât mai mare, ca să ne rugăm împreună pentru ca unirea dintre toți creștinii să devină o realitate cât mai curând și astfel să fie eliminate toate barierile și tensiunile care mai există între noi, creștinii. Acum, cu ocazia sfințirii caselor, am observat că în multe familii se trăiește ecumenismul pentru că sunt membri din diferite confesiuni, dar se trăiește și drama rupturii în credință, pentru că vrem să fim împreună, dar simțim aceste rupturi, aceste diferențe care uneori ne îndepărtează în trăirea credinței. De aceea vă invităm să ne rugăm împreună pentru această cauză nobilă în biserică. Duminica viitoare, 31 ianuarie, de la ora 15,
va avea loc o oră de adorație organizată de un grup de persoane consacrate. Vă așteptăm în număr cât mai mare. Și ultimul anunț, mâine se va încheia programul sfințirii sau binecuvântării caselor și familiilor. Vă mulțumim pentru ospitalitatea și amabilitatea de care ați dat dovadă cu ocazia vizitei noastre în casele și familiile dumneavoastră, iar toți cei la care nu am reușit să ajungem din motive obiective sau pe care nu i-am găsit acasă, pot face reprogramări. Am preferat ca reprogramările să fie făcute până la sfârșitul acestei săptămâni. Mai multe detalii despre aceste anunțuri găsiți la afișier sau pe site-ul parohiei. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.